Anul 2020. Am trecut primunde cu toți. Tristețe, bătaie de joc și tot așa. Salutare tuturor și bine v-am regăsit din nou la un nou videoclip. După mult timp am spus că voi vorbi despre anul 2020, dar am zis să mă aștept un pic să ne apropiem de finalul anului. Uite că a venit momentul să vorbesc despre anul 2020. Ce s-a întâmplat și cum am trăit cu el. Vom începe cu început. 1 ianuarie 2020. Urmează o serie de 2019. Am mulți ani 2020. Bă, ce repede a trecut anul ăsta 2019. Ești nebun la cap. Credeam cu toții că o să fie un an cu peripeții, cu multă sănătate, cu prieteni. Nu s-a întâmplat chestia asta. Nu-mi stă nici părul din cap tu zgâtul tău. După, peste câteva zile, a început să devină cam groasă treaba. Murituri și coala. N-am băgat de seamă prima oară că nu a fost cine știe ce. După chestia asta cu urși și coala, americanii din greșeală au lansat o bombă la Iran. This is America. Scurt, al treilea război mondial. Unii prieteni de-ai mei s-au panicat și credeau că băi, o să zice al treilea război mondial, te moară Danina, ne? Nu s-a întâmplat. Am scăpat și cu brio, a strâns mâna Donald Trump cu Iran. Asta a fost destul de ciudat. Și acum vine momentul așteptat. Coronavirusul. A început tocmai din martie cu virusul ăsta. Mă uitam pe Instagram, pe TikTok, când văd o grămadă de meme-uri cu virusul ăsta. Da, e doar o prostie, e doar un virus. Numai virus văd pe aici, ești nebun la cap și virusul e de la pe calculator. Băi, dar începe să devină groasă. Am stat cu toții în casă, ne-a prea ne-a plăcut nouă și cu masca pe față. Păi, dar, Bogdan, dar de ce cu toții purtăm masca? Ca să ne protejăm cu toții și să nu fie ceva foarte periculos la noi pe pământul ăsta. Purtăm masca ca să nu tușim în fața omului când vorbim cu el, să nu mirosim virusul, să ne intre prin nări. Da. Cam asta e toată problema de pe globul ăsta pământesc. Acum voi vorbi despre ce s-a întâmplat anul ăsta în 2020. La noi în România. Să începem cu youtuberii care au venit anul acesta. Vom începe cu Mihai Dragomir, un tip de 32 de ani. A fost cunoscut pe TikTok din cauza unor faze care își dădea cu pumnii. Ai bune, bă! Vrei și tu? Vie care la magazin! Lasă și mie numai o țâră că mi se rămnește! Ți se rămnește! Numai 2 livre să-i dau, lasă și mie o țâră! Îți las și ție bățul, e așa de bun, de ți se topește în gură. Ai, Doamne bune! Aia dă-mi ghețată că te-ți bag un pup, te umplu de sânge cu tot cu mață. Ai bune, bă, de numai. Tu l-ai, Doamne bune! Ce ai, bă? Vrei să-ți las și ție să-i dai niște limbi? Nu mai trebuie linjă numai tu! Lasă că linși tu! Să vezi tu dacă nu linși tu bățul ăsta până faci pumezală din aia la gură! Dar din nefericire acum n-am mai postat 4-5 luni, toată lumea l-a apreciat. Eu am vorbit cu Mihai Dragomir, m-am înțeles cu el, am vorbit, i-am făcut disc. 32 de ani și nu ai bani de o pâine, ce poți să faci tu frate, sperăm că o să-ți fie bine. Ți-a plăcut, ne-a scris în comentarii. Acum ceva ce am auzit-o, Albert Nebun. Durantine, du-te la terapeut. Unde, Doamne, iartă-mă, știu pe tipul acesta care îmi zice că are 16 ani și e tatuat. Omul e trepă, știu de la școală. Am auzit numai melodia asta. Am rupt Durantine, du-te la terapeut. Până când mi-l dă pe la recomandate. Am să văd despre cine e vorba. Cine, mă, Baby Abby? Este foarte ciudat că 16 ani să fie atât de faimos. Ne dăm ochelarii jos, că acum e un subiect serios. O altă chestie ciudată care s-a întâmplat anul acesta în România. Sirenele, manilor. Dar nu m-a zăpăcit voi cu mesaj pe privat la mine pe Instagram. Fă reacție la sirenele, fă reacție. Poate vrea să ziceți în ghilimele să îmi bagi joc de Pandragogan sau de serialul în sine. Eu n-am nimic cu fată, o fată cu 57 ani de acasă care nu-i convine să plece în altă parte. Dorian Popa a scos melodia Înoată Cheluțu. Cum de-a început tot? Dintr-un mim anume, în mintea lui Andrew, se pare că a scos un mim așa. El a remixat, a făcut toate nebunile și a ieșit chestia asta. Foarte mișto melodia. Și că tot venea vorba de Dorian Popa, se pare că Abi a făcut colaborare cu el. Se lasă ușor în jos, îmi zice că mă vrea. Și la fel tot că venea vorba de Abi, Abi a făcut colaborare cu Dani Mocanu. Abi și Dani. Nu mai spre sfârșitul anului se pare că Șelaru și-a scos propria sa emisiune Shaggy Show. Știu că face chestii amuzante și invită vedete. Ca să încheiem cu anul ăsta, până la urmă trebuie să fim cu zâmbetul pe buze, să ne simțim bine, trăim pe pământul ăsta și o singură viață avem. Așa că o să ne auzim data viitoare cu un nou videoclip sau cu un nou live. Multă sănătate tuturor, aveți grijă de voi. Anul 2021. Nu se știe dacă va fi și anul ăsta 2021 un an bun. Nimeni nu știe, Dumnezeu știe. Numai bine, manilor, numai bine.